Friedrich Nietzsche. Dincolo de bine și rău. Capitolul 1. Prejudecăți ale filozofilor. Voința de adevăr, care nu va înceta să ne ispitească spre mereu alte întreprinderi temerare, acea binecunoscută veracitate despre care toți filozofii de până acum au vorbit cu venerație, câte probleme ne-a pus deja această voință de adevăr. Câte întrebări ciudate, grave, pline de echivoc. Iese de acum o poveste veche aceasta și totuși, nu dă ea oare impresia că abia a început? Și atunci, mai e oare de mirare că, în sfârșit, devenim și noi odată neîncrezători, că ne pierdem răbdarea și îi întoarcem spatele? Că deprindem și noi, la rândul nostru, la acest sfinx, arta de a pune întrebări? Și la urma urmelor, cine este cel care ne tot pune întrebări? Și ce anume din noi vrea să ajungă la adevăr? E drept, am zăbuvit îndelung înaintea întrebării despre originea acestei voințe, până ce la urmă am rămas pironiți locului în fața unei întrebări și mai răscolitoare. Ne-am întrebat așadar care este valoarea acestei voințe. Admițând că vrem adevărul, de ce nu mai bine neadevărul sau incertitudinea, ori chiar ignoranța? Ne-a ieșit în cale problema valorii adevărului, ori noi am fost aceia care i-am apărut ei în drum? Care din noi este, în cazul acesta, Oedip, și care Sfinxul? Este, după câte se pare, un nod alcătuit din întrebări și semne de întrebare. Și, dar e oare de crezut, și sfârșim prin a avea impresia că această problemă nu s-a mai pus până la noi, că noi suntem cei din tâi care am deslușit-o, care am zăbovit asupra ei, care am îndrăznit-o. Căci este un risc aici și altul mai mare poate că nici nu există. Cum ar fi posibil să se nască ceva din opusul său? De pildă, adevărul din eroare sau voința de adevăr din voința de amăgire sau contemplația pură și solară a înțeleptului din lăcomie. O astfel de geneză e imposibilă. Nebun, cel care își închipuie una ca asta, ba mai rău, lucrurile cu cea mai înaltă valoare trebuie să aibă o altă origine, o origine proprie. Ele sunt imposibil de derivat din această lume efemeră, plină de ispite, înșelătoare, minoră, din acest vârtej de vanitate și lăcomie. Mult mai degrabă în leagănul firii, în ceea ce-i veșnic, în secretul dumnezeirii, în lucrul în sine, aici trebuie să se afle obârșia lor și nicăieri altundeva. Acest mod de a judeca constituie prejudecata tipică, după care pot fi recunoscuți metafizicienii din toate timpurile. Astfel de judecăți de valoare se ascund în spatele tuturor deducțiilor logicii lor. Această credință a lor se află la originea strădaniei de a accede la știința lor, la acel ceva care în final va fi botezat în mod solemn, adevărul. Credința fundamentală a metafizicienilor este credința în antinomia valorilor. Nici măcar cei mai prudenți dintre ei, aceia care s-au lăudat de omnibus dubitandum, nu au fost încercați de vreo îndoială, deși tocmai aici, la pragul întreprinderii lor, ar fi fost cel mai important să-și pună întrebări. Te poți, de pildă, întreba, în primul rând, dacă chiar există antinomii. În al doilea rând, dacă acele judecăți populare de valoare, dacă acele antinomii de valori pe care metafizicienii și-au pus sigiliul lor, nu sunt cumva numai niște aprecieri superficiale, niște perspective provizorii, poate chiar privite dintr-un unghi nefavorabil, de jos în sus, și care le-ar face să semene cu ceea ce pictorii numesc perspectiva broaștei. Oricât de mare ar fi valoarea ce poate fi atribuită adevărului, veracității, detașării, n-ar fi exclus să ne vedem nevoiți a atribui aparenței, voinței de amăgire, egoismului și lăcomiei, o valoare mai mare și mai cuprinzătoare pentru tot ce înseamnă viață. Mai mult, n-ar fi exclus ca valoarea acelor lucruri bune și venerate să rezide chiar în faptul de a fi în mod obscur înrudite, legate, între țesute sau chiar structural identice tocmai cu acele lucruri rele și aparent opuse. Poate. Dar cine e dornic să-și bată capul cu astfel de posibilități riscante?
Pentru aceasta suntem nevoiți să așteptăm apariția unei noi categorii de filosofi cu gusturi și inclinații diferite, opuse față de cele ale filosofilor de până acum, filozofii ai variantelor periculoase în toate sensurile. Și vorbind cu toată seriozitatea, eu îi văd deja ivindu-se pe acești filozofi noi. După ce i-am citit îndeajuns pe filozofi printre rânduri, urmărindu-i pas cu pas, iată, îmi spun: în cea mai mare parte a ei, gândirea conștientă nu este altceva decât o activitate instinctivă, nici gândirea filozofică nu face excepție. Trebuie să ne revizuim judecățile și, în această privință, așa cum am făcut-o deja în cazul eredității și al însușirilor înnăscute, pe cât de puțin important este actul nașterii în ansamblu procesului eredității, pe atât de puțin poate fi opusă, de o manieră decisivă, conștiința sferei instinctelor. Cea mai mare parte a gândirii conștiente a unui filosof este în mod secret controlată de instincte și obligată să evolueze pe anumite orbite. Chiar și în spatele întregii logici și al părelniciei ei libertăți de mișcare se ascund judecăți sau, pentru a vorbi mai clar, exigențe filozofice vizând conservarea unui anumit mod de viață. Se spune de pildă că determinatul are o valoare mai mare decât indeterminatul, că aparența e inferioară ca valoare adevărului, dar cu toată valoarea normativă pe care o au pentru noi, aprecierile de genul acesta nu pot fi decât judecăți superficiale, o specie aparte de nieserii, așa cum e ea necesară pentru conservarea unor ființe ca noi, presupunând, evident, că omul nu este măsura lucrurilor. Noi nu considerăm caracterul eronat al unei judecăți ca fiind o obiecție împotriva acelei judecăți. Poate că acesta este punctul în care noul său limbaj sună cel mai straniu. Întrebarea e în ce măsură este ea aptă să stimuleze, să conserve viața, să conserve specia sau chiar să o amelioreze. Iar noi suntem înclinați să afirmăm că judecățile cele mai eronate, printre ele se numără judecățile sintetice a priori, sunt și cele mai indispensabile pentru noi, că omul nu ar putea trăi fără să se ralieze ficțiunilor logice, fără să raporteze realitatea la lumea prin excelență imaginară a absolutului, a identicului cu sine însuși, fără o falsificare permanentă a lumii prin număr. Căci renunțarea la judecățile eronate ar echivala cu renunțarea la viață, cu negarea vieții. A recunoaște în negarea adevărului o condiție a vieții, iată, fără îndoială, o modalitate primejdioasă de a te opune simțului valorilor acceptate. Iar o filozofie care își asumă acest risc se situează astfel, ea însăși, dincolo de bine și rău. Ceea ce ne determină să-i privim pe filozof fără excepție, cu un ochi pe jumătate neîncrezător și pe jumătate ironic, nu este atât inocența lor, care nu scapă niciun prilej pentru a ieși la iveală. Nu sunt nici erorile și rătăcirile a căror pradă ușoară sunt și rămân filozofii, ci insuficienta lor probitate atunci când, cu toții, în cor, fac o mare și virtuoasă gălăgie de îndată ce este atinsă, chiar și întreagăt, problema sincerității. Cu toții vor să dea impresia că accesul trudnic la propriile lor păreri s-ar datora dezvoltării spontane a unei dialectici reci, pure, de o divină seninătate, spre deosebire de mistici, de orice ordin, care sunt mai onești și mai neciupliți, aceștia din urmă vorbesc de inspirație. În vreme ce ei nu fac decât să apere, cu argumente căutate ulterior, vreo teză arbitrară, vreo idee gratuită, vreo intuiție sau chiar cel mai adesea vreo dorință a inimilor trecută mai întâi prin sita abstractizării. Toți aceștia sunt avocați fără știrea lor și anume, de cele mai multe ori, chiar apărători versați ai propriilor lor prejudecăți pe care le botează adevăruri. Ei sunt foarte departe de acel curaj al conștiinței care, tocmai acest lucru îi recunoaște foarte departe de bunul gust al curajului care chiar dă de înțeles acest lucru, fie pentru a preveni un dușman sau un prieten, fie din orgoliu și pentru a-și bate joc de sine. Pe cât de scorțoasă, pe atât de virtuoasă, tartuferia cu care bătrânul Kant ne-a ispitit prin meandrele dialecticii, spre a ne duce, sau mai degrabă se duce, spre al său imperativ categoric.
Spectacolul acesta ne face să zâmbim pe noi, cei atât de prost crescuți, încât să ne amuzăm teribil să-i urmărim pas cu pas pe bătrânii moraliști și predicatori cu singurul scop de a da la iveală subtilele lor trucuri. Ori, chiar acel hocus-pocus matematic cu care Spinoza și-a blindat, mascând-o totodată, filosofia, nimic altceva decât dragoste pentru propria sa înțelepciune, dacă e să dăm termenului o interpretare corectă și clară, pentru ca astfel să-i descurajeze de la bun început pe eventualii agresori ce ar îndrăzni să-și ridice privirea asupra acestei inabordabile fecioare, asupra acestei Pallas Athena. Cât de mult din propria sfielnicie, din propria fragilitate se ascunde în această mascaradă de bolnav psihăstrit. Încet, încet, am ajuns să înțelegem că toată marea filozofie de până acum nu fusese nimic altceva decât spovedania fiecărui autor în parte, un fel de memorii involuntare și disimulate. Totodată am realizat că intențiile morale sau imorale ale fiecărei filozofii constituiau însuși germenele din care răsărise de fiecare dată planta întreagă. De fapt, ori de câte ori încerci să-ți explici cum au luat naștere afirmațiile metafizice cele mai sofisticate ale unui filozof, e bine și înțelept să-ți pui mai întâi întrebarea: la ce morală vrea el sau ea, filozofia lui, să ajungă? Iată, prin urmare, de ce eu, unul, nu cred că părintele filozofiei ar fi un instinct al cunoașterii, ci că e vorba de un alt instinct care s-a folosit aici și aiurea de cunoaștere și de necunoaștere, ca de un instrument. Acela însă, care cercetează instinctele primordiale ale omului pentru a înțelege în ce măsură își vor fi făcut ele tocmai aici jocul în chip de genii inspiratoare sau demoni sau spiriduși, va afla că toate au făcut deja filozofie și că nici unul dintre ele nu a rezistat tentației de a se reprezenta tocmai pe sine însuși ca rost ultim al existenței și ca stăpân de drept peste toate celelalte instincte. Căci orice instinct aspiră la dominație și tocmai în această ipostază încearcă el să filozofeze. Bineînțeles că la învățați, la spiritele propriu-zis științifice, s-ar putea ca lucrurile să stea altfel. Mai bine, dacă vreți, la ei s-ar putea să existe cu adevărat ceva ce aduce a instinct al cunoașterii un mic mecanism independent, ca de ceasornic care, bine întors, purcede cu curaj la treaba lui, fără ca restul instinctelor aflate în compunerea savantului să fie implicate în chip decisiv. De aceea, interesele propriu-zise ale savantului se află, de regulă, în cu totul altă parte, de pildă în familie, în finanțe sau în politică. Mai mult chiar, e aproape indiferent dacă mica lui mașinărie va fi montată în această zonă a științei ori în alta și dacă savantul, un tânăr care, evident, promite, va face din sine un bun filolog sau un micolog sau un chimist, ceea ce urmează să iasă din el nu-și pune amprenta asupra lui. La un filozof, dimpotrivă, nu există nimic impersonal și, mai presus de toate, există morala lui care va depune hotărât și hotărător mărturie despre cine este el, căci ea revelă cele mai profunde instincte ale sale ca și ierarhia căreia îi se supun ele. Cât de malițioși pot fi filozofii! Nu cunosc glumă mai veninoasă decât aceea pe care și-a permis-o Epicur împotriva lui Platon și a platonicienilor, i-a numit Dionisio Colaches. Textual și la prima vedere, asta înseamnă lingușitorii lui Dionisos, așadar accesorii ale tiranilor și lingăi. Pe deasupra însă, termenul mai vrea să însemne: toți aceștia nu sunt decât actori, nimic nu e veritabil la el, căci Dionisio Colax era o denumire populară dată actorului. Tocmai aceasta din urmă este răutatea lansată de Epicur împotriva lui Platon. Ceea ce îl făcea pe Epicur să sufere era maniera grandioasă, arta de a se pune în scenă, la care se pricepeau atât de bine Platon și discipolii săi. Artă cu totul străină lui Epicur, bătrânul dascăl din Samos, care, ascuns în mica lui grădină din Atena, a scris 300 de cărți, din minte împotriva lui Platon, ori din ambiție, cine poate ști.
Oricum, a trebuit să treacă un secol pentru ca Grecia să afle cine fusese acest zeu de grădină pe nume Epicur. Și oare chiar a aflat? În orice filozofie există un punct în care convingerea filozofului își face apariția pe scenă. Sau, ca să o spunem în limbajul vechilor misterii, adventa vita sinus, pulcher et fortissimus. În acord cu natura, vreți voi să trăiți? O, nobil stoici, cum vă mai place să vă îmbătați cu cuvinte? Imaginați-vă o făptură cum este natura, fără măsură de risipitoare, fără măsură indiferentă, fără intenții și scrupule, fără milă și dreptate, fecundă și sterilă și incertă în același timp. Imaginați-vă indiferența însăși ca putere. Cum ați putea voi trăi în acord cu această indiferență? A trăi nu înseamnă asta tocmai voința de a fi altfel decât este această natură? A trăi nu înseamnă oare a judeca, a prefera, a fi nedrept, a fi limitat, a vrea să fii diferit? Și presupunând că imperativul vostru a trăi în acord cu natura nu înseamnă altceva decât a trăi în acord cu viața, cum ar fi posibil să nu se întâmple așa? La ce bun să faceți un principiu din ceea ce sunteți, din ceea ce trebuie să fiți? În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Prefăcându-vă a citi, plin de încântare, legea voastră chiar în natură, nu vizați, de fapt, decât contrariul, voi, stranii comedianți care vă înșelați pe voi înșivă. Orgoliul vostru încearcă să prescrie și să integreze morala voastră, idealul vostru tocmai naturii, nici mai mult, nici mai puțin, și îi cereți să fie natură în acord cu stoa și ați vrea să determinați întreaga existență să nu existe decât în conformitate cu propria voastră imagine, ca imensă, veșnică glorificare a stoicismului. Cu toată dragostea voastră pentru adevăr, vă constrângeți atât de îndelung cu atâta obstinație și cu atâta hipnotică rigiditate să vedeți natura într-un mod eronat, și anume stoic, încât până la urmă, nici nu mai sunteți în stare să vedeți altfel. Și nu știu ce insondabil orgoliu vă inoculează, până la urmă, nebunească speranță că, deoarece știți atât de bine să vă tiranizați pe voi înșivă, căci ce altceva este stoicismul decât autotiranie, s-ar putea ca natura să se lase ea tiranizată, căci ce altceva este stoicul decât parte din natură. Aceasta însă nu e decât vechea, veșnică poveste. Ce s-a întâmplat vremea aceea cu stoicii se întâmplă și în zilele noastre, de îndată ce o filozofie începe să creadă în sine însăși. Ea creează tot, mereu, lumea după propria sa imagine, altceva nu știe să facă. Filozofia este instinctul acesta tiranic, forma cea mai spiritualizată a voinței de putere, a ambiției de a crea lumea, de a institui cauza primă. Ardoarea și subtilitatea, aproape că aș spune, viclenia cu care este abordată astăzi, peste tot în Europa, problema lumii reale și acelei aparente, dă de gândit și de tras cu urechea. Iar acela care nu distinge aici, în fundal, decât o voință de adevăr și atât, cu siguranță că nu se bucură de un auz foarte bun. Sunt izolate și rare cazurile în care e într-adevăr vorba de o astfel de voință de adevăr, de un curaj excesiv, aventuros, de o ambiție metafizică a poziției pierdute care, la urmă, se încăpățânează să prefere o mână de certitudini unui car întreg de posibilități frumoase. S-ar putea să existe chiar și puritani fanatici ai conștiinței, inși care preferă să-și dea duhul întinși pe un nimic sigur mai degrabă decât pe un ceva incert. Dar oricât de vitează ar încerca să pară o astfel de virtute, nu este aici nimic altceva decât nihilism, semn al unui suflet disperat, obosit de moarte. Altfel par să stea lucrurile cu gânditorii mai puternici, mai plini și mai însetați de viață, situându-se împotriva aparenței, acordând trupului lor tot atât de puțin credit ca și ochiului care ne face să vedem pământul imobil, ei lasă să le scape din mână, cu atâta aparentă bună dispoziție, cea mai sigură posesiune a lor. Există oare astăzi ceva în care să credem cu mai multă convingere decât propriul nostru trup? Dar cine știe dacă, de fapt, ei nu vor decât să recucerească ceva ce a constituit cândva o posesiune chiar mai sigură, să redobândească vreun vestigiu din vechiul patrimoniu al credinței, poate sufletul nemuritor, poate pe bătrânul Dumnezeu, idei cu care, altfel decât cu ideile moderne,
se putea trăi mult mai bine, adică mai viguros și mai vesel. Un astfel de demers denotă neîncredere în aceste idei moderne, scepticism vis-a-vis de tot ce s-a clădit ieri și azi, și poate că se amestecă aici o undă de dezgust și sarcasm, reacție de intoleranță la acest bricabra de noțiuni eteroclite, ambalaj în care se prezintă pe piață așa-numitul pozitivism, revoltă a gustului ales față de stridența pestriță și jalnică, de iar mă rog, a tuturor acestor filozofaștri ai realității care nu aduc nimic nou și autentic în afara acestei stridențe. Iată de ce cred că ar trebui să le dăm dreptate acestor antirealiști sceptici ai zilelor noastre, acestor microscopiști ai cunoașterii. E de necontestat instinctul care îi izgonește din realitatea modernă. Ce ne interesează pe noi potecile întortocheate care îi poartă pe ei în trecut? Esențial, la ei, nu este faptul că vor să se întoarcă, ci acela că vor să iasă. Ceva mai multă energie, înălțime, ceva mai mult curaj și simț artistic și ar ajunge să vrea să evadeze, pur și simplu, iar nu să se întoarcă. Am impresia că în zilele noastre, toată lumea își dă silința să ignore influența propriu-zisă pe care Kant a exercitat-o asupra filozofiei germane, încercând totodată să ocolească prudent valoarea pe care ei însuși și-o atribuie. Mai înainte de toate și mai presus de orice, Kant era mândru de tabla categoriilor sale. Cu această tablă în mână, el a afirmat: este punctul cel mai dificil care a putut fi întreprins vreodată pentru cauza metafizicii. Să înțelegem cum se cuvine acest a putut fi. El era mândru de a fi descoperit în om o nouă facultate, facultatea de a forma judecăți sintetice a priori. Presupunând că, în acest punct, s-a înșelat pe sine, dar dezvoltarea și înflorirea rapidă a filozofiei germane au fost determinate de această mândrie, ca și de întrecerea la care au purces tinerii gânditori de a descoperi lucruri și mai onorante și, în orice caz, noi facultăți. Dar să reflectăm puțin, e timpul să o facem. Cum se face că sunt posibile judecățile sintetice a priori? S-a întrebat Kant. Și ce răspuns a găsit el? Grație unei facultăți. Din păcate însă, el nu a spus-o în trei cuvinte, ci cu atâta pompă și gravitate și cu atât prisos de profunzim și înflorituri tipic germanice, încât nimeni nu a mai fost în stare să perceapă acea zglobie, nieserie alemand, care se ascunde într-un astfel de răspuns. Dimpotrivă, toată suflarea s-a extaziat în fața acestei noi facultăți și entuziasmul a atins apogeul în clipa în care Kant a mai descoperit în om și o facultate morală. Căci la vremea aceea germanii mai erau morali, încă nu erau bântuiți de realismul politic. Și a urmat luna de miere a filozofiei germane. Toți tinerii teologi de la seminarul din Tübingen s-au pus neîntârziat pe căutat, evident, noi facultăți. Și ce nu s-a găsit în acea nevinovată, fecundă și încă juvenilă epocă a spiritului german, în care neîmblânzita zână a romantismului susura cântările pline de vrajă în acea epocă, în care nu se cunoștea încă distincția între a inventa și a descoperi? Mai întâi, o facultate a suprasensibilului. Schelling a botezat-o contemplația intelectuală, venind astfel în întâmpinarea dorințelor celor mai intime ale germanilor săi, atât de pioși în fond. Toată această mișcare exaltată și sentimentală nu era în fond decât tinerețe, oricât de iscusit s-ar fi deghizat ea apelând la noțiuni cenușii bătrânești, și cea mai mare nedreptate pe care eu putem face e să o luăm în serios, ori chiar să o tratăm de la înălțimea vreunei indignări de natură morală. În sfârșit, tinerețea a trecut, visul s-a spulberat. A venit o vreme când lumea a început să se frece la ochi. O mai face și astăzi. Fusese un vis și cel dintâi care îl visase fusese bătrânul Kant. Grație unei facultăți, spusese el sau cel puțin o gândise. Dar e oare acesta un răspuns? Nu cumva e mai degrabă doar o repetare a întrebării? Oare cum se explică efectul hipnotic al opiului? Grație unei facultăți, prin intermediul unei virtus dormitiva, răspunde un medic la Molière.
Dar locul unor astfel de răspunsuri este comedia și a venit în sfârșit timpul să înlocuim întrebarea kantiană, cum de sunt posibile judecățile sintetice a priori, printr-o alta. De ce este necesar să credem în astfel de judecăți? Adică să înțelegem că, pentru conservarea ființelor din specia noastră, este necesar ca astfel de judecăți să fie crezute ca fiind adevărate. Ceea ce, bineînțeles, că nu le împiedică să fie eronate. Ori, altfel spus, mai clar, fără menajamente și la obiect, judecățile sintetice a priori nici nu ar trebui să fie posibile. Nu avem niciun drept asupra lor. În gura noastră, ele reprezintă tot atâtea judecăți greșite. Numai că este totuși necesar să credem în adevărul lor. E o credință de suprafață și o părere ținând de optica de perspectivă a vieții. În sfârșit, revenind la influența enormă pe care filozofia germană, se va înțelege, sper, dreptul ei la ghilimele, 1. A exercitat-o asupra întregii Europe, nu încape nicio îndoială că succesul ei s-a datorat într-o oarecare măsură și unei asemenea virtus dormitiva. Distinși pierdevară, virtuoși, mistici, artiști, creștini pe trei sferturi și politicieni obscuri, reprezentând toate națiunile, cu toții au fost încântați să găsească în filozofia germană un antidot împotriva senzualismului încă atotputernic, care se revărsase din secolul trecut în cel prezent, pe scurt, sensus asupire. Cât despre atomismul materialist, acesta se numără printre teoriile cele mai bine combătute de până acum. E puțin probabil să mai existe printre savanții din Europa vreunul atât de puțin învățat încât să o mai ia în serios și să-i acorde vreo importanță decât aceea a comodității practice, ca mod de abreviere a mijloacelor de exprimare, situație datorată mai cu seamă acelui polonez Boscovici, care alături de Copernic a fost cel mai mare și mai eficient adversar al aparenței. Astfel, în vreme ce Copernic ne-a convins că, în ciuda simțirilor, să credem că pământul nu stă în loc, Boscovici va învăța să abjurăm de la credința în ultima realitate terestră rămasă imobilă, de la credința în corp, în materie, în această rămășiță, în această fărâmă de humă, atomul. Era aceasta cea mai mare victorie asupra atomului repurtată vreodată pe pământ. Dar trebuie să mergem încă și mai departe și să declarăm război, un război fără cruțare până la capăt, nevoii de atomism, care continuă să constituie o primejdie, supraviețuind, asemenea acelei mult mai celebre nevoi de metafizică, în domenii în care nimeni nu o bănuiește. E necesar să-i venim neîntârziat de hac și celuilalt atomism, mult mai pustiitor, pe care creștinismul l-a predicat cel mai mult și cel mai bine, atomismul sufletului. Fie ne îngăduit să folosim acest cuvânt spre a numi acea credință care ia sufletul ca pe ceva indestructibil, etern, indivizibil, ca pe o monadă, ca pe un atomon. Credința aceasta trebuie expulzată din știință. Pentru asta, fie vorba între noi, nu este câtuși de puțin necesar să eliminăm și sufletul însuși și să renunțăm astfel la una dintre cele mai vechi și mai onorabile ipoteze. Cum li se tot întâmplă naturaliștilor care, în nepriceperea lor, de îndată ce dau de suflet, îl și scapă printre degete. Dar calea spre alte variante, mai subtile, ale ipotezei sufletului rămâne deschisă, iar noțiuni cum sunt suflet muritor și suflet ca locuință comună a instinctelor și afectelor, își reclamă de acum înainte drepturi egale în cetatea științei. E adevărat că, în timp ce îi face de petrecanie superstiției care sufocase cu o luxurianță aproape tropicală reprezentarea sufletului, psihologul cel nou constată că s-a expulzat totodată și pe sine într-un nou pustiu și într-o nouă îndoială. Se prea poate ca psihologii de până la ei să fi dus un trai mai comod și mai vesel. Până la urmă însă realizează că astfel e condamnat totodată și la inventa și, cine știe ce, poate chiar și la a descoperi. Fiziologiștii ar trebui să renunțe de a mai proclama instinctul de conservare ca instinct cardinal al oricărei ființe organice. Înainte de orice, tot viul vrea să-și manifeste puterea. Viața însăși este voință de putere. Conservarea este numai una dintre urmările indirecte și cele mai frecvente ale acestui lucru. Pe scurt, aici ca pretutindeni, atenție la excesul de principii teologice,
cum e și acest instinct de conservare, datorat inconsecvenței lui Spinoza. Este unul dintre imperativele metodei pentru care economia de principii este esențială. Există poate 5-6 capete în care își fac loc timid ideea că și fizica este numai o interpretare și o adaptare a lumii, adaptare, fie-mi permis să o spun, la noi, și nici de cum o explicare a ei. Dar în măsura în care se sprijină pe încrederea în simțuri, ea pare și va continua încă multă vreme să pară a fi mai mult, anume o explicare a lumii. Ea are de partea ei ochii și degetele, are de partea ei vizibilul și tangibilul, ceea ce, într-o epocă al cărei gust este funciarmente plebeu, are darul să farmece, să atragă, să convingă, doar se conformează instinctiv acelor norme ale adevărului ce țin de veșnic popularul sensualism. Ce anume e clar, ce anume explică? În primul rând, ceea ce poate fi văzut, pipăit, până în acest punct trebuie adusă orice problemă. Invers, tocmai în opoziția față de evidența senzorială constă farmecul gândirii platoniciene, care era o gândire aristocratică, și asta la niște oameni care poate că se bucurau de simțuri mai viguroase și mai pretențioase decât contemporanii noștri, dar care știau să savureze acel triumf superior constând tocmai în dominarea acelor simțuri, cu ajutorul unor plase de concepte, palide, reci, cenușii, pe care le aruncau asupra vârtejului multicolor al simțurilor, asupra acelei gloate a simțurilor, cum spunea Platon. Era un alt fel de desfătare în această biruință asupra lumii, în această manieră a lui Platon de interpretare a lumii, decât aceea pe care ne oferă fizicienii de astăzi sau, ca să ne referim la slujitorii fiziologiei, darviniștii și antiteologii, deopotrivă, cu al lor principiu al minimei energii și al maximei prostii. Acolo unde nu mai are nimic de văzut și de apucat, omul nu mai are ce căuta. Acesta este, bineînțeles, un imperativ cu totul diferit de acela al lui Platon, dar el poate fi, în viitor, imperativul optim al unei rase rudimentare, harnice de mașinii și constructori de poduri, chemată să îndeplinească doar muncă brută. Pentru a face fiziologie cu conștiința împăcată, trebuie să se țină seamă nu de faptul că organele senzoriale nu sunt fenomene în sensul pe care filozofia idealistă îl atribuie acestei noțiuni, căci în cazul în care ar fi, ele nu ar putea fi cauze. Așadar, sensualism, cel puțin ca ipoteză regulatoare, dacă nu ca principiu euristic. Cum? În vreme ce alții susțin chiar că lumea exterioară ar fi opera organelor noastre, dar în cazul acesta, chiar trupul nostru, ca parte a acestei lumi exterioare, ar fi opera organelor noastre? Dar în cazul acesta, chiar organele noastre ar fi opera organelor? Aceasta este, pare mi se, o radicală reducțio ad absurdum, presupunând că noțiunea causa sui ar fi o radicală absurditate. Prin urmare, lumea exterioară nu este opera organelor noastre? Mai există încă adepți în ofensive ai introspecției care cred în certitudini imediate, cum ar fi, de pildă, eu gândesc, ori cum a fost superstiția lui Schopenhauer, eu vreau, ca și când, în cazul acesta, cunoașterea s-ar afla față în față cu obiectul său, nud și pur, în chip de lucru în sine, fără să aibă loc vreo alterare a sa, nici din partea subiectului, nici din partea obiectului. Asemenea cunoaștere absolute, ori a lucrului în sine și certitudinea imediată, ascunde în sine o contradicție in adjecto și, în ceea ce mă privește, sunt gata să repet lucrul acesta de 100 de ori. E absolut necesar să ne o smulgem odată pentru totdeauna din mrejele cuvintelor. Poporul nu are decât să creadă că cunoașterea este cunoaștere până la capăt, filozoful însă trebuie să-și spună, analizând procesul exprimat prin propoziția eu gândesc, obțin o serie de afirmații hazardate, greu, dacă nu chiar imposibil de susținut. De pildă că eu sunt acela care gândește că, în general, trebuie să existe un ceva care gândește că gândirea este o activitate și un efect emanând de la o ființă concepută drept cauză, că există un eu, în fine, că se știe deja ce semnifică verbul a gândi, că știu ce este gândirea. Căci dacă nu am lămurit aceste probleme mai întâi în cazul meu,
După ce criterii pot să apreciez dacă ceea ce tocmai se petrece nu este cumva a vrea sau a simți? Pe scurt, acel eu gândesc presupune că eu compar această stare prezentă a mea cu alte stări pe care le-am cunoscut pe mine însumi pentru a mă putea astfel pronunța asupra naturii ei. În orice caz, datorită acestui proces de raportare la o știință venită pe alte căi, ea nu poate reprezenta pentru mine vreo certitudine imediată. În locul acelei certitudini imediate, prin care poporul își va explica acest fenomen, filozofului îi se prezintă o serie de întrebări metafizice, adevărate probleme de conștiință ale intelectualului, cum ar fi: de unde iau noțiunea de gândire? De ce cred în cauză și efect? Ce anume îmi dă dreptul să vorbesc despre un eu și încă de un eu în calitate de cauza gândirii? Cel care, bizuindu-se pe un fel de intuiție a cunoașterii, ar îndrăzni să răspundă pe loc la acele întrebări metafizice, așa cum face, de exemplu, cel care afirmă: eu gândesc și știu că acest lucru este adevărat, real, sigur. Ei bine, acela va fi întâmpinat de un filozof al zilelor noastre cu un zâmbet și două semne de întrebare. Domnul meu, îi va sugera poate filozoful, este improbabil să vă înșelați. Dar, în definitiv, de ce neapărat adevărul? Cât despre superstiția logicienilor, ei bine, nu voi osteni să tot subliniez iar și iar un fapt mic mititel, dar pe care acești superstițioși nu îl recunosc decât cu mare greutate, anume că un gând vine când vrea el, iar nu când vreau eu. Prin urmare, e o falsificare a stării de fapt să afirmi subiectul eu este condiția predicatului gândesc. Ceva gândește, dar că acel ceva ar fi tocmai acel antic și celebru eu, este, în termeni blânzi, doar o supoziție, o afirmație, dar în niciun caz o certitudine imediată. În ultimă instanță, chiar și acest ceva gândește, e prea mult, căci deja acest ceva conține o interpretare a fenomenului și nu face parte din fenomenul însuși. În acest caz, concluzia se trage conform obiceiului gramatical: a gândi este o acțiune și orice acțiune presupune pe cineva care acționează prin urmare. După aproximativ aceeași schemă, atomismul mai vechi a căutat energiei care acționează și acel boț de materie în care se lășluiește și din care acționează ea, și anume atomul. Minți mai riguroase au învățat în sfârșit să se descurce și fără aceste rămășițe de pământ și poate că într-o bună zi și logicienii se vor obișnui să se descurce fără acel mic ceva în care s-a volatilizat vechiul și cinstitul eu. Un farmec câtuși de puțin neglijabil îl constituie, la o teorie, faptul că ea poate fi negată. Tocmai prin asta reușește ea să atragă spiritele mai subtile. Se pare că numai acest farmec îi mai datorează supraviețuirea acea teorie de sute de ori contrazisă a voinței libere. Tot mereu apare câte cineva care se simte destul de puternic spre a o contrazice. Filozofii obișnuiesc să vorbească despre voință ca și când aceasta ar fi lucrul cel mai cunoscut din lume. Ba, Schopenhauer a lăsat chiar să se înțeleagă că voința ne este de fapt cunoscută, în totalitate cunoscută, atât de bine cunoscută încât nu ar mai fi nimic de adăugat. Pe mine însă mă tot încearcă bănuiala că nici în acest caz Schopenhauer nu a făcut altceva decât ceea ce fac de regulă filozofii, anume că a preluat și exagerat o prejudecată populară. Avram îmi pare a fi, înainte de toate, ceva complicat, ceva care doar ca sintagmă este o unitate și tocmai în acest unic cuvânt se ascunde prejudecata populară care a învins prudența, niciodată prea mare, a filozofilor. Să fim așadar odată precauți, să fim nefilozofi și să spunem: în fiecare act de voință găsim mai întâi o multitudine de sentimente, și anume sentimentul stării de la care se pleacă, sentimentul stării spre care se merge, sentimentul mișcării în sine, apoi, concomitent, un sentiment muscular care intră în acțiune de îndată ce vrem, în virtutea unei obișnuințe, chiar și fără să punem în mișcare brațele și picioarele.
Așa cum suntem, deci, nevoiți să recunoaștem simțirii și încă unei multitudini de simțiri, rolul de ingredient al voinței, trebuie, în al doilea rând, să acceptăm și gândirea. În orice act de voință există un gând care comandă și nu care cumva să se creadă că, despărțind acest gând de a voi, ar mai rămâne ceva din voință. În al treilea rând, voința nu este numai un conglomerat alcătuit din simțire și gândire, ci, înainte de orice, ea este și un afect, și anume afectul comenzii. Ceea ce se numește libertatea voinței este, în esență, efectul superiorității asupra celui care trebuie să se supună. Eu sunt liber, el trebuie să se supună. Conștiința aceasta se ascunde în orice voință. De asemenea, și acea încordare a atenției, acea privire fixă care vizează exclusiv un lucru, acea apreciere categorică, lucrul acesta este necesar acum și nimic altceva, acea certitudine interioară că se va da curs ordinului și câte încă ce fac parte din starea de spirit a celui ce ordonă. Un om care vrea, ordonă unui ceva din sine care se supune sau despre care crede el că se supune. Acum însă, atenție la aspectul cel mai curios pe care îl putem constata la voință. Acest lucru atât de complex pentru care poporul nu are decât un cuvânt. În măsura în care, în cazul dat, suntem cei care ordonă și, în același timp, cei ce se supun, și în această din urmă calitate cunoaștem sentimentele de constrângere, opresiune, apăsare, împotrivire, tulburare, care apar îndată după actul de voință. În măsura în care, pe de altă parte, avem obiceiul de a depăși această dualitate, înșelându-ne cu ajutorul conceptului sintetic al eului, lui a vrea, i s-a mai adăugat un lanț întreg de concluzii eronate și, prin urmare, de aprecieri greșite ale voinței înseși, în așa fel încât cel care vrea este sincer convins că a vrea este suficient pentru declanșarea acțiunii. Asta din cauză că în marea majoritate a cazurilor voința nu a intrat în acțiune decât atunci când ea a avut toate motivele să se aștepte ca ordinul dat să fie urmat de efectul său, așadar de ascultare, așadar de acțiune, astfel că aparența s-a transformat în sentimentul că există aici o necesitate a efectului. În sfârșit, autorul actului de voință crede, cu un grad considerabil de certitudine, că voința și acțiunea ar fi cumva unul și același lucru. El continuă să atribuie voinței înseși reușita, îndeplinirea actului de voință și savurează totodată o intensificare a sentimentului de putere care însoțește orice reușită. Libertate de voință. Acesta este termenul pentru acea multiplă stare de euforie a celui care vrea, care ordonă și care se identifică totodată cu executantul și care savurează astfel și el, izbând asupra obstacolelor, apreciind însă în sinea sa că, de fapt, voința lui este aceea care depășește obstacolele. Plăcerii sale de ins care ordonă el îi adaugă astfel și sentimentele de plăcere ale uneltelor ce duc la îndeplinirea ordinului, aceste atât de utile sub voințe și sub suflete, căci trupul nostru nu este decât lăcașul unei multitudini de suflete. Le fait se moi. Se petrece aici ceea ce se petrece în orice colectivitate bine alcătuită și fericită, anume că clasa dominantă se identifică cu succesele colectivității. Orice act de voință constă, pur și simplu, în a ordona și a asculta pe baza, cum spuneam, a unei colectivități de suflete. Iată de ce un filozof ar trebui să-și aroge dreptul de a considera voința în sine din unghiul de vedere al moralei. Morala ca știință a raporturilor de dominare din care ia naștere fenomenul viață. Că diferitele noțiuni filozofice nu au nimic arbitrar, că ele nu cresc doar pentru sine, ci se dezvoltă condiționându-se și înrudindu-se reciproc, că, asemenea tuturor membrilor faunei dintr-o anumită regiune a globului, ele aparțin totuși unui sistem, oricât de bruscă și de fortuită ar putea să ne apară ivirea lor în istoria gândirii, aceasta se exprimă până la urmă în chiar siguranța cu care filozofii, de cele mai diferite orientări, se integrează de fiecare dată într-o anumită schemă de bază a filosofiilor posibile.
Sub acțiunea unei puteri invizibile, ei reiau, iar și iar, de la capăt, aceeași orbită. Oricât s-ar simți de independenți unul de altul prin voința lor critică sau sistematică. Există ceva anume în ei care îi conduce, care îi mână, într-o anumită ordine, unul după altul. Este vorba de acel sistem născut de noțiuni înrudite. Gândirea lor este într-adevăr mai puțin descoperire decât recunoaștere, reamintire. O reîntoarcere și o întoarcere acasă într-un cămin îndepărtat și străvechi al sufletului, din care s-au ridicat odinioară acele noțiuni. În acest sens, filosofarea este un atavism de rang superior. Ciudatul aer de familie al tuturor gândirilor filozofice, fie ele identice, grecești, germane, se explică destul de simplu. Tocmai acolo unde există o înrudire a limbilor, este de-a dreptul inevitabil ca datorită filosofiei comune a gramaticii, vreau să spun datorită dominației și acțiunii inconștiente a acelorași principii gramaticale, să existe încă de la început toate premisele evoluției similare și în aceeași ordine a sistemelor filozofice, după cum, pe de altă parte, drumul către anumite alte interpretări ale lumii pare pur și simplu blocat. Este foarte probabil că filozofii spațiului Ural-Altaic, în care noțiunea de subiect este cea mai slab dezvoltată, vor privi altfel în lume și vor putea fi întâlniți pe alte cărări decât indogermanii sau musulmanii. Puterea anumitor funcțiuni gramaticale este, în ultima analiză, puterea unor judecăți de valoare fiziologice și a unor determinări rasiale. Atât pentru respingerea superficialității lui Locke, în privința originii ideilor. Cauza sui este cea mai elocventă contradicție internă scornită vreodată, un fel de siluire a logicii, o monstruozitate. Datorită orgolului său excesiv, omul a ajuns să se adâncească și să se încurce îngrozitor în chiar acest nonsens. Aspirația spre liberul arbitru, în acea accepție metafizică superlativă care continuă să domnească în mințile semidocților, aspirația de a-ți asuma întreagă răspunderea ultimă pentru acțiunile tale, eliberând de această povară pe Dumnezeu, lumea, strămoșii, hazardul, societatea, înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât a te identifica cu acea coza sui și a te scoate tu singur, apucându-te de păr, din mlaștina neantului în existență, cu un curaj care îl depășește pe cel al lui Münchhausen. Presupunând că cineva reuși în felul acesta să realizeze naivitatea rustică a acestei acțiuni celebre de voință liberă, reușind să-și o scoată din cap, eu l-aș ruga pe acela să-și continue iluminarea cu încă un pas și să-și alunge din minte și opusul acestei aberații. Mă refer la voința neliberă, care conduce la o utilizare abuzivă a noțiunilor de cauză și efect. Cauza și efectul nu trebuie obiectualizate în mod eronat, așa cum fac naturaliștii, iar cel care, asemenea lor, naturalizează astăzi în gândire. Conform uzualei prostii mecaniste, care obligă cauza să apese și să împingă până ce realizează efectul. Cauza și efectul trebuie utilizate doar ca noțiuni pure, așadar ca ficțiuni convenționale menite nu să explice fenomenele, ci doar să le denumească, facilitând comunicarea. În acest în sine nu există nici urmă de relații cauzale, de necesitate, de determinism psihologic. Efectul nu urmează cauzei, aici nu domnește nicio lege. Noi suntem poeții care am imaginat cauzele, succesiunea, reciprocitatea, relativitatea, necesitatea, numărul, legea, libertatea, mobilul, scopul. Și dacă, tot poetizând, vom insinua, vom amesteca în lucruri această lume de semne ca existând în sine, nu vom face decât să cădem din nou în greșeala noastră din totdeauna, să procedăm mitologic. Voința neliberă este mitologie. În viața reală, voința nu poate fi decât puternică sau slabă. De îndată ce un filozof începe să simtă în orice legătură cauzală și necesitate psihologică, ceva ce seamănă a constrângere, necesitate, consecință, obligatorie, presiune, lipsă de libertate, avem aproape sigur de a face cu un simptom al unor deficiențe ale aceluia. Îl dă de gol chiar faptul că simte astfel. Persoana lui se trădează.
Și de altfel, dacă am observat eu bine, problema lipsei de libertate a voinței este abordată din două direcții total opuse, dar de fiecare dată într-un mod profund personal. Unii nu vor cu niciun preț să renunțe la responsabilitatea lor, la credința în sine, la dreptul personal asupra meritului lor. Acestei categorii aparțin rasele vanitoase. Ceilalți, dimpotrivă, nu vor să aibă nicio răspundere, nicio vină și, dintr-un intim dispreț de sine, nu cer decât să fie lăsați să se descotorosească cumva de propria lor persoană. Când scriu cărți, aceștia din urmă obișnuiesc, astăzi, să se ocupe de delicvenți. Un fel de compasiune socialistă este travestiul lor preferat. Și, într-adevăr, fatalismul celor cu voința slabă se înfrumusețează uimitor atunci când știe să se prezinte drept la religion de la souffrance humaine. Este genul lui de bun gust. Fie-mi iertată maliția de bătrân filolog care nu poate renunța la obiceiul de a pune degetul pe rana unor interpretări greșite. Dar acea legitate a naturii cu care voi, fizicienii, vă mândriți atâta, ca și când există numai datorită interpretării voastre, ca și datorită slabei voastre filologii, ea nu este o stare de lucruri, un text, ci mult mai degrabă doar un aranjament, o falsificare naivă umanitară de sens, cu care veniți în întâmpinarea instinctelor democratice ale sufletului modern. Pretutindeni egalitate înaintea legii. În sensul acesta, nici în natură lucrurile nu stau altfel. Nu stau mai bine decât la noi. Iată un gând ascuns cum se cade, în care se găsește încă o dată deghizată adversiunea plebei față de tot ce este privilegiat și aristocratic, ca și un alt fel de ateism mai subtil, ni Dieu, ni maître. Iată ceea ce și voi vă doriți și de aceea trăiască legea naturii, nu-i așa? Dar cum spuneam, asta este interpretare, nu text. Tot așa ar putea veni un altul, cu intenții opuse și versat în arta interpretării, care ar ști să descifreze în aceeași natură și referindu-se la aceleași fenomene, tocmai triumful necruțător al instinctelor puterii tiranice și lipsite de scrupule. Un interpret care ar ști să prezinte voința de putere ca pe un fenomen atât de general și de absolut, încât fiecare cuvânt, inclusiv cuvântul tiranic, s-ar dovedi până la urmă inutilizabil sau ar părea doar ca metaforă, amortizantă, atenuantă, ca prea omenesc, dar care, cu toate acestea, ar sfârși prin a afirma, ca și voi, că această lume are un curs necesar și previzibil. Nu însă pentru că ar fi dominată de legi, ci fiindcă nu există absolut nicio lege și orice forță merge în fiecare clipă până la ultimele ei consecințe. Presupunând că și aceasta este doar o interpretare, și veți fi destul de atenți pentru a face această obiecție? Ei, cu atât mai bine. Toată psihologia de până acum s-a împotmolit în prejudecăți și temeri morale. Ea nu a îndrăznit să coboare în adâncuri. A o concepe așa cum o concep eu, și anume ca morfologie și teoria evoluției voinței de putere, lucrul acesta nu i-a trecut încă nimănui prin minte. În măsura, desigur, în care ne este permis să recunoaștem în ceea ce s-a scris până acum un simptom a ceea ce s-a trecut până acum sub tăcere. Forța prejudecăților morale a pătruns adânc în zona cea mai intimă a spiritului, în lumea care părea a fi cea mai rece și mai lipsită de idei preconcepute și unde, cum de la sine se înțelege, distruge, paralizează, orbește, distorsionează. O fiziopsihologie propriu-zisă are de luptat cu obstacolele inconștiente din inima cercetătorului. Ea are ca adversar inima. Chiar și o teorie a interdependenței, instinctelor bune și rele, ca imoralitate mai subtilă, dă de furcă unei conștiințe încă viguroase și curajoase. Cu atât mai mult o teorie ce derivă toate instinctele bune din cele rele. Presupunând însă că cineva ar considera chiar afecte ca ura, invidia, lăcomia, setea de putere ca afecte vitale, ca pe ceva aparținând funciar și esențial economiei generale a vieții, prin urmare, ca pe ceva care ar mai trebui chiar intensificat în cazul în care ar fi necesară o intensificare a vieții, acela ar suferi de pe urma unei atari orientări ca de pe urma răului de mare. Și cu toate astea, încă nici această ipoteză nu este cea mai penibilă și mai stranie în acest imens și aproape necunoscut imperiu al experiențelor primejdioase.
Și există cu adevărat 100 de motive întemeiate pentru a nu te apropia de el, dacă poți. Pe de altă parte, odată ce corabia ta a fost azvârlită de valuri aici, ce-o fi, o fi. Strânge tare din dinți, ochii larg deschiși, mâna încleștată pe cârmă, plutim drept înainte până dincolo de morală. Poate că astfel strivim, zdrobim rămășița propriei noastre moralități, întreprinzând, îndrăznind călătoria noastră într-acolo. Dar ce contăm noi? Niciodată nu li s-a deschis călătorilor și aventurierilor o lume mai profundă a cunoașterii. Iar psihologul care aduce sacrificii în felul acesta, nu este vorba de acel sacrificio del intelletto, împotrivă. Va putea cel puțin să revendice, în schimb, ca psihologia să fie recunoscută din nou ca regina a științelor, rostul celorlalte științe fiind acela de a o sluji și pregăti. Căci de acum înainte, psihologia reprezintă iarăși calea spre problemele fundamentale. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Overcast, oriunde preferați și oricând preferați. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!